Salutare fraselor, bine v-am găsit la un nou episod, eu sunt doar Dinamo București și astăzi vin cu o nouă știre. Pista Mihai Rădus la Dinamo prinde conturi veste pentru Mircea Renic, am ajuns la o înțelegere. Mihai Rădus a fost curtat de cei de la Dinamo și în perioada de mercato din iarnă, el n-a ajuns la o înțelegere cu cei de la Pogan, stați un pic că... Leg Poznan, că mereu uit în numele astea complicate din alte țări, Leg Poznan n-a ajuns la o înțelegere să plece liber de contract, iar cei de la Dynamo n-au putut să-l mai ia, iar el a vorbit cu cei de la Leg Poznan, nu prea mai prinde lotul la ei, ni să joace mai mult rezervă, mai mult în afara lotului, iar cei de la Leg Poznan au decis împreună cu el să-i întrerupă contractul la vară, să rămână liber de contract, deci ar putea ajunge la Dinamo liber de contract din vară dacă salariul pe care îl oferă Mircea Renic va fi unul satisfăcător. Cum spune și aici. Așa este, am ajuns la o înțelegere cu cei de la Leg Pozna pentru a aplica liber din vară. Până atunci sunt în Polonia. Cred că sunt șase să ajung la Dinamo. Să vedem ce discuții, să vedem de discuții, să vedem ce au greșit ei. Trebuia ce e un loc de de? Discuții vor fi la vară. Ce ofertă mă vor face? Dacă mă vor face și dacă vom putea să ne înțelegem, a declarat Mihai Răduț. Cum spune și aici Mircea Renică, îl doresc în continuare pe Mihai Răduț. Vorbește tot timpul cu Luana. El își dorește să se întoarcă. Mă tot amenință că vine. Sper să se întoarcă. Sunt sigur că se va integra foarte repede dacă vine. Spunea Mircea Renic. Acum o săptămână și ceva. Ca să continue. Eu cred că Mihai Răduț are calități foarte bune, sunt șanse că va veni, mi-a promis, sunt sigur că vom ajunge la un acord, dacă își dorește să revină în România, va veni la Dinamo, spunea antrenorul Mircea Re pe 4 aprilie despre Mihai Rădus și eu cred în el, chiar dacă el a fost la steaua, cred că va veni 100% la Dinamo din vară, dacă nu își va găsi un angajament mai bun care să plătească mai bine. Deci sper să vină la Dinamo și să dea randament să fie un Salomau mai bun sau un Reda din mai bun. Cred așa de oricum a dezamăgit în tricoul celor de la Dinamo. Deci cam atât de a fost cu episodul de azi. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu am fost doar Dinamo București și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!